Revenirea lui Constantin Budescu în România este posibilă sub formă de împrumut. Formația chineză unde Budescu are contract în prezent este de acord cu împrumutul mijlocașului, iar prima opțiune a conducerii clubului ar fi o altă formație din China pentru a vedea dacă jucătorul se adaptează cu fotbalul chinez. O altă variantă este împrumutul în România sau în altă țară europeană, situație în care fostul capitan al Astrei ar prefera să revină alături de foștii săi colegi. Și antrenorul lui Dinamo, Ioan Andone, și-a exprimat interesul pentru Constantin Budescu. Am spus că ne-am dorit un împrumut pe un an. Cine nu și-l-ar dori? Orice echipă din România cred că și-l dorește pe Budescu. Sper să accepte oferta noastră. Este un jucător care te ajută să câștigi și are o calitate tehnică extraordinară, a declarat Ioan Andone la DigiSport. În cazul unui împrumut, Budescu ar trebui să renunțe la o parte din salariul de peste 50.000 de euro pe lună. Mijlocașul ar urma să primească doar 25.000 de euro, iar 15.000 să fie plătiți de noua formație.